Bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră, bine v-am găsit, sunt imagini spectaculoase provenite din ziua de astăzi cu Victor Orban, imagini emoționante cu Victor Orban, deși aici în România se duce la Tușnad, dar mergând către Tușnad, merge către Tușnad și trece prin București, trece prin București, ia masa cu domnul Ciolacu, știm ce au avut la meniu, e foarte important de menționat lucrul acesta, s-a specificat și meniu, ceva cu brânzeturi românești, ceva cu fructe de mare, ceva de genul acesta. Nu asta contează în viață, ci faptul că noi trăim cu omul acesta pe cap din când în când și vine și se întâlnește cu Marcel Ciolacu, lasă impresia de civilizație, de întâlnire între lideri regional, cu tare și așa mai departe, dar traiectoria lui este interesantă, trebuie stabilită traiectoria lui. El a luat-o până China, a luat-o până Rusia, a trecut așa la Libii până Ucraina și acum iată aici în România, mâine va ține acel discurs de care ne e frică, ne temem, lumea se teme, ce va zice. L-a rugat Ciolacu, dacă se poate să nu faceți excese, să nu mai ziceți că vreți teritorii, că cu rasele, cu Doamne, iartă-mă, numai probleme ne faceți, domnul Victor Orban. Uite aici la masă pe măreția sa, domnul Marcel Ciolacu, vă dau și un covric, parcă vă dau și covric să aveți la dumneavoastră, să nu vorbiți cu gura prin acolo. Domne, ce este cu omul acesta? Trebuie să înțelegem că au arestat acest discurs cumva în legătură cu Orban și cu Transilvania și așa mai departe, l-au arestat niște oameni neaveniți, oameni care nu știu de capul lor, oameni care îl folosesc și îl strică, îl defectează. Lucrurile sunt foarte complicate în ceea ce îl privești în privința ăstuia. În ce sens? În sensul că omul ăsta trăiește continuu cu impresia cu care trăiește și Vladimir Putin, și anume faptul că face parte dintr-o țară care ar trebui să fie mult mai mare. Pe vremuri era un imperiu, era mai mare. Unde sunt astea? Unde sunt teritoriile? Umblă cu fulare cu Ungaria Mare și așa mai departe, prezintă hărți cu Ungaria Mare și așa mai departe. Nu doar în România. Deci nu doar cu România are el genul ăsta de litigiu, are o problemă și cu Slovacia, are o problemă, ați văzut, și cu Ucraina, are o problemă cu toate Sloveni, toate țările din jur, de peste tot are el ceva de luat, de peste tot are ceva de luat și peste tot are o stare de tensiune. Ungaria are în acest moment o problemă economică din câteva motive. Unul este, un motiv ar fi faptul că i s-au suspendat niște fonduri europene importante din cauza unor lucruri pe care le face acolo într-o manieră dictatorială. Mă rog, nu respectă statul de drept, știți cum e, intrăm în discursul. Pe de altă parte, nivelul lui de impozitare în Ungaria acolo și de... nu e ca în România, este ceva mai sever, deci el cumva colectează mai mult decât noi, nu are această problemă. Problema lui este de cea de cheltuială. Cheltuie, investește foarte mult în toate statele din jur și nu cred că investește de nebun. Toate statele din jur unde are comunități maghiare, nu cred că investește de nebun. Putem să credem că investește de nebun. Putem să mergem și pe voi. Eu nu cred că investește de nebun și cred că lumea cumva nu e o chestie finalizată, nu e o treabă finalizată, bă, așa rămâne de aici înainte. Viața așa rămâne, așa suntem, așa se merge mai departe. Omul, la anul, va fi prieten, cel mai probabil, cu liderul Americii, este prieten cu Xi Jinping, este prieten cu Vladimir Putin, prieten, pare ceva, v-am mai spus, am mai repetat, dar mi se pare ceva superficial. Aia, domnule, ce dracu, stăm acum că e prieten, ce e asta, suntem în fața bloc. Domnule, are niște relații personale extrem, extrem de profunde cu oamenii aceștia. Donald Trump, în momentul în care nimeni nu-l băga în seamă, îl băga în seamă Victor Orban. Îl cita în discursul, ei nici nu știau ce e Ungaria. În momentul când le spunea, domnule, un lider acolo, major, Victor Orban, din Europa, cu tare, îl cita, îl proclama și așa mai departe. E o legătură foarte strânsă. În datele în care trăim acum, sigur că lucrurile sunt într-o imposibilitate. Nu poți să te îngrijorezi fără să par stupid. Pe de altă parte, lumea nu este fixă. Nu sunt fixe lucrurile și uitați-vă bine în România cine se pregătește să preia conducerea. Hai să aruncăm o privire în tabăra domnului George Simion, care e o tabără ce va fi propulsată în turul al doilea, pentru că sunt foarte multe energii adunate în sensul acesta. Este nevoie de el acolo în turul al doilea. Foarte mulți privesc cu entuziasm la ideea că l-ar putea avea pe George Simion ca spremă în tur al doilea. Și sigur că acolo s-au amenajat aceste energii legate de treaba asta cu apartamente. S-au gândit, bă, dacă le-am dat recul la oameni, am impresia că vor primi apartamente de 35.000 de euro, fără dobânzi, 35.000 de euro apartamentul, fără dobânzi, fără nimic, ai apartamentul tău. Dacă le-am dat impresia așa multor oameni, sute de mii de oameni ar avea impresia asta, nu m-ar vota? Și acum domnul George Simion este sigur, a fost reclamat la parchet, la peste tot, pentru această înșelăciune. Și s-a dus la reclamant acasă, s-a dus pentru că, uitați ce casă mare are, liderul PNL Iași. Ia uitați ce casă mare are, ia uitați, Chiaburi, ia uitați. Ne întoarcem, mă gândeam că ne întoarcem în anii 90 cu Caritasul, dar impresia e că ne întoarcem, deci inițial am crezut că ne întoarcem în anul 2000, Iliescu Vadim. Apoi am dat un an, la începutul anilor 90, Caritas. Bă, acum merge mult în urmă, ia uitați aici. Prieteni, a ajuns deputatul acasă. Își bagă cu salutul, nu respectă
Ăsta e deputatul care are un teren pe lângă lac cu 500 de metri pătrați și m-a dat pe mine pe mâna parchetului pentru că eu consider că fiecare român merită măcar 50 de metri pătrați de apartament. De unde? Că sunt voi băi, primii, treburi, de urnă, de stat la București, bine mersi, da? De unde? Și de unde vrei să mai facă? De unde? Ne împrumutăm. Copilul care iese din măsă are 10.000 de euro datorie. Acum care, cum a ieșit din măsă, ai dator cu 10.000 de euro. Țara-i vândută, domnilor. Drumul ăsta privat a avut autorizație sau nu? Nu, domnul meu, nu. Eu răspund, uite, Rava Silviu mă cheamă, eu răspund că nu a avut nicio autorizație, că eu trebuie să-i dau scris ca să facă drumul. L-a făcut la negru. A adus și firma care l-a făcut, firma care o angajat-o, dar la negru. Domnul Timariu a angajat, el a fost angajatorul. Cum se cheamă firma aia? Gepa Inbex. Drumul privat și-a pus poartă la limita lui din proprietate. Nu i-ați dat acordul? Nu. Bun, haideți să vedeți, dragi prieteni, cum trăiește deputatul Muraru de la PNL, care mi-a făcut plângere la parchetul general pentru promisiuni electorale. Pentru faptul că zicem de 50... Așa, deci asta este domnul George Simion deplasându-se la fața locului să vă arate ce casă mare are. Vai, dar ce casă mare are! L-ați văzut pe omul acolo ieșit în poartă? Doamne, l-ați văzut cum era? Ăștia au vândut țara, domne. Au vândut țara. Tu, impresia asta e o bezmeticeală continuă. Impresia asta că problema este că s-a vândut țara. Păi hai să ne uităm un pic la orice gestionează țara asta. Ne uităm un pic să aruncăm o privire la orice companie gestionează țara asta și să ne uităm cruciși, să ne dăm seama că practic ultimul lucru pe care ți l-ai dori este să gestioneze țara o resursă. Păi arată ca naiba. Imediat își pun ăștia tot felul de pile în funcții respective, oameni neputincioși, intelectuali, doar gata să încaseze niște bani mulți. Ca să rezolvăm totuși această chestiune sau să încercăm să-i dăm de cap, să-i dăm un sens tu acestei chestiuni cu apartamentele de 35.000 de euro care fac senzație. Acum înțeleg că s-a deplasat, ați văzut la Iași acolo domnul George Simion. Le spunem bună seara. Uite, din partea Partidului AUR îi spunem bună seara domnului Marius Lulea. Bună seara, prim vicepreședinte AUR. Bună seara. Bună seara, sper că auziți. V-am sunat pe dumneavoastră că sunteți foarte în temă. Dumneavoastră vă ocupați chiar de construcții. Sunteți propunerea de premier al Partidului AUR. Înțeleg că treaba asta implică și funcția de premier. Adică președintele nu prea poate să rezolve el de unul singur. Trebuie să aibă și un premier, nu? Și... cu siguranță. Cu siguranță. Bun, hai să salutăm și pe domnul Cristian Păun, profesor de economie, a avut o luare de poziție extrem de importantă pe subiectul acesta, care e unul sigur privit de e un subiect ce poate părea derizoriu, așa amuzant. E o treabă foarte serioasă, o să vedeți de ce. Bună seara, domnule profesor. Bună seara. Aș începe cu domnul Lulea. Domnul Lulea, vi se pare o treabă serioasă ce propuneți dumneavoastră sau o propuneți așa într-o glumă? Adică e în regulă că vorbim serios despre subiectul ăsta, nu? Sigur că da. Da. Pentru orice constructor din România, da, această problemă este una extrem de serioasă. Deoarece vorbim de niște cifre care sunt practicate astăzi pe piața din România. Vorbim de cifre, de sume, de bani cheltuite. Deci noi astăzi spuneți că e fezabil 35.000 de euro, nu? Asta ca să plecăm de la premiza asta. 35.000 de euro sigur, se poate rezolva. Cu siguranță că da, asta însemnând 700 de euro pe metru pătrat construit. Sigur că da. Bun, hai să vedem. Domnul Păun, care este principalul contraargument pe care l-ați așezat pe masă la această stare care pare bizară totuși la prima vedere? Primul contraargument este că statul nu trebuie să se ocupe de așa ceva. De statul, funcțiile de bază ale statului n-au nicio legătură cu oferirea de case românilor ieftine. Asta ar trebui să o facă antreprenorii privați. Sunt unii care oferă case ieftine din lemn, din containere, din tot felul de materiale de construcție, din prefabricate, se toarnă casa, vine direct turnată în beton, i-o pui omului pe pământ. Nu are nicio treabă statul, eventual primul ministru, președintele României să vină să dea case românilor sau să promită case românilor. A doua mare problemă este că face acest lucru înainte de un vot. Adică nu poți să vii și înainte de un vot partea campaniei electorale
tu să vii să propui sau să promiți astfel de lucruri oamenilor, ceva de genul, domnule, până acum nu s-a făcut nimic, eu dacă ajung la putere, fac treaba asta. Da. N-ai voie, eu cred că într-un stat absolut normal, democratic, n-ai voie să promiți asemenea lucruri care nu țin de apanajul statului. Statul se ocupă de educație, sănătate, apărare, securitate sau siguranță pe străzi și respectiv justiție. N-are treabă cu casele oamenilor. Asta este așa, scoasă din pălărie. Da, hai să ne oprim un pic. Problema care eu o văd aici. Da, da. Domnul Paul, hai să facem o pauză să vedem ce răspunde domnul Lulea la aceste argumente. Vă rog. Păi, domnul Paul este puțin în afara subiectului. De ce? Statul se ocupă și de securitatea socială a cetățenilor. Dacă Marea Britanie construiește 1,5 milioane de locuințe pentru cei cu venituri mici, dacă Ursula a decis să construiască Uniunea Europeană locuințe sociale, dacă în America, Germania, Franța, cred că 30% din fondul construit a fost realizat de către stat, domnul Păun este în afara subiectului. Repetă aha, propaganda PNL-PSD că nu se poate. Nu e voie. De unde român să fii dator la bănci. Bun, am înțeles. Tăraci. Și asta este. Asta e soluția pe care vă oferă... Bun, domnul Păun, vreau să contraziceți ceva, vă rog. Așa, am înțeles argumentul, că sunt eu în afara subiectului și că statul social trebuie să se ocupe să dea case. E o protecție socială, asta era ce zicea domnul. Protecție socială. Da. De unde a scos atunci domnul Lulea și cu Partidul Aur numărul de 1 milion de locuințe? De unde are România astăzi nevoie de 1 milion de locuințe sociale? De unde a scos cifra asta? Da, da, domnul Lulea, când veniți cu argumentul de locuințe sociale, trebuie să ne referim la oameni cu condiție precară. Deci, practic, când venim și spunem 1 milion, orice ar fi cu 1 milion astea, sunt multe, domnul Lulea. Haideți să vă explic, e vorba despre 1 milion de locuințe în 10 ani. 100.000 de locuințe pe an. Este foarte puțin, extrem de puțin. În mod normal ar trebui să facem de două ori mai mult. Însă trebuie să ai și resursele necesare. Pentru acest un milion și românii astăzi sunt 18 în România milioane. Există 3 milioane de români angajați la stat cu salarii care dacă se duc la bancă, tineri, care dacă se duc la bancă nu primesc creditare pentru locuințe, deoarece nu se încadrează. Deci sunt 3 milioane de români astăzi care nu au dreptul la o locuință. Așa. Astăzi, nu vorbesc în 10 ani. No, uitați ce se întâmplă, dumneavoastră când spuneți 1 milion, nu știu cât suntem în țara asta, poate că suntem vreo 16, spuneți că ar trebui o casă la 16 persoane, cam asta veți face, nu? Din asta socială, da. În momentul de față în România există 9 milioane de locuințe, cu 1 milion de locuințe noi ne referim la soluționarea unei probleme sociale. În România, dacă sunt 9 milioane de locuințe, domnul Lulea, 9 milioane de locuințe la 16 milioane de români, și dumneavoastră vreți să mai adăugați 1 milion de locuințe sociale, mie mi se pare că totuși 9 milioane de locuințe la 16 milioane de oameni nu arată că în România chiar e o problemă cu locuitul, zic eu. Acum adică ar veni... vă dați cu părerea asupra unor lucruri păi, da, care n-au legătură cu realitatea. Cu părerea. 9 milioane de locuințe care au durata de viață în general, marea majoritate expirată, pentru că durata de viață a unei clădiri este de 50 de ani. Sunt astăzi locuințe cu risc seismic 10.000 în București și în orașele mari. Și dărâmăm blocurile, Luceaușescu? Asta propuneți? Sau ce facem cu blocurile care, ziceți dumneavoastră, că au expirat? Păi ca, așa cum se întâmplă și în America, se construiesc locuințe noi și cele vechi, atunci când nu sunt corespunzătoare, se demolează. Deci vor fi demolate blocurile din București. Asta ar fi... Se vor demola doar acele clădiri care nu sunt conforme și astăzi nu sunt în siguranță. Păi stați o secundă, că dacă îmi ziceți 50 de ani, înseamnă că o mare parte din ele nu sunt conforme. Și ce faceți cu proprietarii din blocul ăla, domnul Lulea, care nu vor să-l dărâmați? Că până la urmă eu sunt proprietar al unui astfel de bloc, și nu vreau să-l dărâmați. Mi-asum riscul să se dărâme pe mine. Ce eu faceți cu mine? Eu sunt proprietar într-o clădire cu risc seismic. Există o diferență majoră între o clădire cu risc seismic și o clădire care are durata de viață. Mă dați afară și mă puneți într-o cocioabă de 35.000 de euro? Altă problemă pe care aș revendica-o. Dom'le, ce facem cu contractul ăla? Că n-are nicio valoare contractul ăla. Eu bănuiesc o glumă, nu? Contractul. Adică e așa, dom'le, avem un contract. Nu e un contract propriu-zis. E așa o chestiune, nu? Este,
să spunem, o modalitate prin care alegătorii își manifestă susținerea față de un program. Deci el nu e un contract încheiat între două entități, nu e un contract. Evident că nu este un contract de vânzare, cumpărare. Păi și oamenii știu asta? Cum faceți la notar? Oamenii știu asta? De ce ziceți contract? Dacă el nu e un contract, de ce se numește contract? Pentru că există în marketingul politic astfel de concepte consacrate, de contract social, contract politic. Nu este prima oară când cineva folosește un astfel de concept de în comunicare. Deci este un concept... Spuneți-i așa, domnul Tulea, spuneți-i așa, contract politic. Nu-i spuneți contract pentru o casă. Băi, aici e o politică. Probabil deoarece conținutul contractului reflectă tocmai acest lucru. Dar nu contează conținutul. Tot de marketing ține și titlul acelui document. Cum îi spune acelui document în titlul lui? Cum îi spune exact? Păi, vă spun eu, nu scrie contract de vânzare-cumpărare. Dar ce îi spune? Cum îi spune exact, domnul Lulea? Ca să nu-l deschidem noi aici în direct. Cum îi spune? Este folosit termenul generic de contract, după care în interior tot conținutul se referă la un mesaj politic. Adică e generic contract, dar de fapt înăuntru e despre altceva. Bun, și cum se numește asta? Ca cum să se numește așa? Dumneavoastră, dacă ați vrea să-mi vindeți mie în piața reală ceva și pe document scrieți ceva și în realitate e altceva. Nu, asta este ce spuneți dumneavoastră. Eu tocmai vă spun că nu scrie contract de vânzare-cumpărare. În prima clipă ați merge la închisoare, să știți. În prima clipă, dacă ați încercat să-mi vindeți ceva care de fapt e altceva. Păi nu vă vinde nimeni nimic. Este o promisiune politică făcută și o asumare din partea cetățeanului. Nu scrie nicăieri că se vândă așa. De ce nu-i spuneți așa, domnul Lulea? Hai să-i spunem exact cum îi spune. Domnul Păun, îi spune așa, contract de înscriere în planul Simion. E corectă această sintagmă? Contract de înscriere în planul Simion. Da? Așa îi zice domnul Lulea. Nu l-am în față ca să vă confirm acest lucru. Așa mi s-a spus. Aș vrea să spun ce nu vedea în față. Da, deci ea sună totuși a escrocherie, pentru că ea în sine nu e un contract, contractul presupune niște clauze, presupune niște obligații, presupune mai multe lucruri pe care dumneavoastră de fapt nu le faceți acolo. Dacă îmi permiteți. Cine îl semnează, domnul Lulea, contractul ăsta? Ce semnătură există pe el? Există vreun nume pe contractul ăsta la finalul lui? Vă rog. Păi, vorbiți dumneavoastră că nu are rost, că văd că aveți o comunicare acolo. Păi nu vă întreb, există vreun nume pe contractul ăsta? Să-i dăm posibilitatea să răspundă, domnul Lulea, vă rog. Păi, stați o secundă, dumneavoastră puneți doar ce întrebări doriți, comunicați între dumneavoastră, că nu aveți nevoie de mine. Deja întrebările sunt retorice, nu are rost să vă răspund, că știți să răspund. Păi de ce vi se pare retorică întrebarea domnului Păun? Pentru că nu așteptați răspunsul. Păi v-am rugat să răspundeți. Păi v-am rugat să răspundeți. Chiar și acum vorbiți peste mine. Păi nu vorbeați deloc, de-aia v-am invitat să răspundeți, vă rog. Păi cum nu, vorbea domnul Păun mai devreme. Dom'le, a pus o întrebare și acum vă ascultăm. Păi să știe cine sunt trecuți, este domnul președinte, candidatul, că el vorbește în calitate de candidat la funcția de președinte. Am înțeles. Sunteți mulțumit, domnul Păun, de răspuns? Aha, deci avem un document numit contract, în care nu există niciun element tipic contractului, semnat de o persoană acolo, cu niște oameni care vin acolo să-l semneze, dar în loc să-i spună document despre nimic, că despre asta e de fapt documentul, că așa ne spune domnul Lulea, domnul, nu e un document despre un contract acolo, e despre nimic. Dar nu-i spune document despre nimic. Eu cred că aici deja lucrurile sunt destul de clare, adică o persoană, printr-un document, vinde gogoși oamenilor. Și nici n-are... De ce să o facă, având în vedere că este într-un an electoral înainte de niște alegeri? Domnule, uitați aici un document care cred că despre el ar fi vorba. Contract de înscriere în planul Simion, numărul cu tare, nu știu, în proprietărirea românilor prin facilitarea achizițiilor de către beneficiarea unei locuințe cu preț de achiziție de începând de la 35.000 de euro, așa, prin planul Simion, refinanțarea cu dobândă zero și alte costuri. Deci așa arată.
El are atitudinea, să zicem așa, dacă îmi permiteți exprimarea, unui contract care pare o treabă serioasă. Adică pare că se angajează cineva la o chestiune de genul acesta. Adică nu e o chestie abstractă, așa, cum ziceți, cum lăsați impresia, e așa, contract, un fel de contract social sau ceva. Nu pare deloc o chestie abstractă, pare o chestie foarte concretă. Și omul va aștepta acest rezultat și atunci vă întreb... Dumneavoastră, ca să puteți să-i oferiți omului ceea ce scrie în acest contract, să zicem, trebuie să deveniți premierul României, nu? Asta e condiția, că degeaba e domnul George Simion președinte. Trebuie să dobândiți și o majoritate parlamentară, nu? Contractul pe care l-a spus mai devreme este o chestiune extrem de serioasă. Sunt niște planuri pe care noi dorim să le realizăm în cazul în care ajungem. Domnul președinte ajunge să conducă această țară. Sigur că trebuie să-și găsească o majoritate. Odată ce românii îl vor mandata să ducă la îndeplinire un plan, atunci este obligat să-și identifice o majoritate în acest sens și să aibă un premier care să poată face acest lucru. Din moment ce va fi ales președinte, este evident că și românii îl mandatează să găsească acel guvern și soluțiile necesare. Pentru că impresia este că dumneavoastră puteți promite absolut orice, că nu este neapărat plauzibil că lucrurile astea se vor întâmpla. Planul lui George Simion, ca vorbind de plan, ar fi să intre în turul al doilea și ăsta este un lucru care îi convine domnului Ciolacu, domnul Ciolacu având o singură variantă în care poate să devină președinte. Asta este cea în care domnul Simion este contracandidat în turul 2. Cam asta e. Și atunci nu va trebui să probați ce spuneți aici. Domnul președinte George Simion în turul 2, domnul președinte George Simion va fi următorul președinte al României. Nu cred că are un astfel de plan domnul Ciolacu. Domnul Păun, dacă mai aveți o ultimă întrebare pentru domnul Lule. Eu mai am multe întrebări, pentru că sunt foarte multe aspecte. Alegeți una. O să aleg una. Vă rog. De ce teren se va face, domnul Lulea, casa oamenilor ăstora? Cui va fi terenul? Într-o prima etapă se vor face pe terenurile statului. La momentul de față, statul este principalul proprietar din România. Există numeroase proprietăți care se află în administrarea statului român, inclusiv în jurul marilor orașe. Aha. De exemplu, la București aveți dumneavoastră în vedere un astfel de teren? Puteți acum să... Că mă gândesc că v-ați gândit din moment ce... Da, vă pot confirma că în interiorul inelului de centură se află terenuri care au fost baze militare, vorbind de mii de hectare de teren și care astăzi sunt aproape dezafectate. Și ele aparțin armatei? Aparțin Ministerului Apărării? Și aparțin statului român. Ministerul Apărării. Dar le-ați spus oamenilor asta în contract? Român. Domnule, le-ați spus asta în contract? Că terenul nu o să fie a lor, că o să fie concesionat de la stat? Și că, de fapt, va fi vorba de un teren în câmp de unde ei din fereastra apartamentului. Sigur că da, am informat cetățenii cu privire la acest lucru. Mai mult decât atât, cred că 90% din locuințele din România astăzi sunt realizate în marele orașe în perioada comunistă pe proprietăți care aparțineau statului. Nu este ceva da, pe care noi inventăm acum. Un lucru aparțin oamenii care le-au cumpărat. Nu, dar e interesant că menționați perioada comunistă, deși sigur noi nu mai suntem în perioada comunistă. Dar vreau să vă întreb, cine ar urma să construiască aceste case, ca să documentăm un pic un pas în față? Ar trebui să construiască statul român sau firme private? În cadrul conceptului realizat de către noi, statul da? Român va realiza întrepriza generală, însă acele locuințe care sunt destinate publicului spre achiziție vor fi realizate de către investitorii dornici să intre în program, în timp ce locuințele care sunt pentru profesori, pentru medici, pentru funcționarii publici care își fac treaba bine și sunt harnici, acelea da. Vor fi construite de către statul român și fiecare va decide dacă va sta în chirie aproape gratis sau își vor cumpăra și ei apartamentele respective. Deci noi nu vorbim că antreprenorii nu vor participa la acest proiect, ei vor fi cei care trebuie să-l ducă la îndeplinire. Sună lagăre de concentrare, domnul Lulea. Cam așa, barăci în lagăre de concentrare comuniste, sincer.
Nu știu dacă chiar leagă, dar sună comunism, e clar că, adică nu știu, n-aș folosi această lagăre de concentrare, aș folosi acest sistem comunist totuși, domnul păi, Lulea, nu? Are ceva mai comunist așa ce propuneți. Sau dacă tu îi duci la marginea orașului. Când vorbim despre un stat social, fie și el democratic, vorbim despre o planificare. Toate statele își planifică economia. Domnul Păun nu știu cum vorbește despre economie fără planificare. Eu n-am mai auzit acest lucru până în acest moment. Spre exemplu, în Brazilia, în anii 50, au construit capitala de la zero doar 5 ani. Păi suntem în anul 2024. PSD nu poate, domnul Păun spune că nu se poate pentru că este afectat de propaganda PNL care spune că nu se poate, noi spunem că se poate. Nu, eu nu spun că nu se poate, că puteți să faceți asta, să luați deținuții să muncească pentru casele astea, să obligați băncile să vă dea credite cu dobândă zero, producându-le pierde. Puteți să faceți treaba asta, dar nu într-o țară, subvenționată. Nu într-o țară care își dorește libertate, nu comunism. Noi suntem într-o economie de piață, domnul Lulea, nu comunism. Și în China se pot face case cu 35.000 de euro. Poate chiar cu mai puțin. Dar e China, nu e România. Adică nu înțeleg ideea și asta Marea Britanie cum se pare? Marea Britanie cum se pare? Mare proiect imobiliar. Marea Britanie, guvernul laburist, săptămâna trecută a spus că va construi 1,5 milioane de locuințe sociale. Cum vi se pare? Păi hai să știți cum mi se pare? Exact. La populația Marii Britanii putem să discutăm de 1 milion și ceva de locuințe sociale. Dar nu putem să comparăm populația României. În 5 ani. Irelevant, e vorba totalul de necesitate. Totalul. Sigur, este irelevant. Deci poate face Marea Britanie și noi explicăm românilor că nu se poate face. Asta este. Bun. Domnul e bine că se discută despre acest proiect, este foarte bine că e bine pentru dumneavoastră că se discută. Formatori de opinie. Da, dar știți de ce e bine, domnule? E bine pentru că oamenii care nu sunt suficient de bine, ai cum să formulez eu ca să nu fie o formulă dată mai... Nu sunt suficient de înaintați, avansați în aceste tehnicalități, nu reușesc să înțeleagă mecanismele economice, pot cădea foarte ușor în urma unei discuții de genul acesta în plasa pe care o întindeți. Poate să-ți pară plauzibil, da, domnule, și într-adevăr, dacă declanșăm comunismul în România, putem să construim mai mult de 1 milion, ca așa a făcut Ceaușescu, ca așa avem blocurile astea pe care le avem, care arată ca dracu. Așa le avem, construite de Ceaușescu. Dar bănuiesc că dumneavoastră nu vreți să schimbați regimul în care ne aflăm, nu? Sau? Nu știu ce să vă spun. Noi credem că o economie puțin mai planificată ar fi mult mai utilă pentru... Dar de ce vă feriți? Un comunism mai puțin comunism, așa n-ar strica românii. Puțin ca în Franța, ca în Germania, cam așa. Păi eu știu. Lăsați că au și multă libertate economică. Ia uitați-vă în topul libertății economice cum stau sigur, țările alea. Sigur, tocmai de aceea și noi implicăm antreprenorii în acest proiect și au libertatea de a participa. Dacă vor profituri corecte, nu gigante... La 35.000 de euro casa, ce profit să existe, domnul Lulea? Atunci când o să construiască 10.000 de apartamente, vorbim de profituri extraordinar de mari. Bun, bun. Luăm o pauză de la subiectul acesta, trebuie să revenim pe el, că e într-o desfășurare, pare principalul subiect, pare felul în care domnul Simion va accede în turul al doilea, e o treabă foarte serioasă. Mulțumim domnule Lulea pentru intervenție, domnule profesor Păun, de asemenea mulțumim pentru intervenție și pentru că l-am nominalizat pe Ceaușescu, mergem la Marian Ceaușescu, trebuie să remarcăm această nouă pedeapsă pe care statul român s-a ambalat să o pricinuiască celor care făptuiesc. Pentru că până la urmă vezi că justiția mai degrabă e ceva disfuncțional în ultima vreme și sigur ultima pedeapsă care a mai rămas valabilă, a mai rămas pe masă este pedeapsa întrebărilor lui Ceaușescu la tribunal. Polițistele locale care au fost prinse primind șpagă sau acuzate de luare de șpagă și așa mai departe trec prin întrebările lui Marian Ceaușescu. Ce faceți, polițista Loxana, polițistă locală? Cum e când a șeru șpagă? Era obișnuință la voi ca să cereți păci? Sincer, a? Era obișnuință ca să respectați legea? Erați în cârdășie cu infractorii? Cum este, doamna Roxana, polițist local? Uite acolo, ai sală. Mulțumesc. Cum este? Îți pare rău că ai ajuns în această situație?
Îți pare rău că ai ajuns așa, în această situație? Ia spuneți, doamna Roxana, cum e când ați luat șpagă? Cum cerați șpagă? 26.000 de euro sunt bani. Uite, asta e sala, dar încă n-a început. Da? Infractorii sunt în poliția locală 1. Cum este? Ce? Oftați? Când a cerut șpaga? Dar ce? Cumva o cer de nevastă? Doamne, ferește! Ia spuneți, doamna infractoare, cum este? Hă? Înger ești, nu? N-ai cerut șpagă, nu? Nu, hă? Te mai și uiți așa. Frumoasă în privire. Ia uitați. Și pe cealaltă colegă, unde ți-e peruca? O să vii mascată din nou? Hă? Ce ți-ai mai luat la tine ca să te mai maschezi? Șpaga ai cerut-o bine? Râze acum. Dar când ai cerut șpaga, cum a fost Florentino? Ia zi, Florența. Ia zi, Iordache, cum ai cerut șpaga? Ești un înger. Era obișnuință, nu? Păi da, întreținerea mașinii alea scumpe a ta avea nevoie de bani, nu? Șpăgile ți-aduceau, nu? Of, of, of. Șpăgare. Așa cred că ar trebui să punem întrebarea. Asta e întrebarea care se va formula după acest rând de alegeri care ne urmează. Care urmează? Dom'le, vă pare rău, doamna Roxana, că ați luat șpagă. Ne vom trezi, doamne, iartă-mă, cu aur la putere, într-o formă sau alta, și așa o să vă întreb. Vă pare rău că ați luat șpagă? Asta va fi întrebarea. Le spunem bună seara interlocutorilor noștri și vom discuta acest subiect extrem de tensionat al apartamentelor. Doamna Diana Stoica, USR, bună seara. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnul Fenechiu, PNL, bună seara. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Și nu în ultimul rând, domnul Rasaliu din partea Partidului Social Democrat, bună seara. Bună seara, mulțumesc pentru invitație asemenea. Domnul Fenechiu, debutăm cu dumneavoastră. Ați ascultat dialogul purtat un pic mai devreme cu viitorul premier al României, cu domnul Lulea? Bun, acum eu am auzit multe în viața mea. Sigur. Și am sigur și simțul umorului, am și foarte multă toleranță. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt convins că o să mai aud multe glume bune sau inepții frumoase. Așa a trebuit definit dialogul pe care l-am purtat cu domnul Lulea. Dar vedeți că românii sunt foarte racordați sau așa se lasă impresia. Nu știu că există și această acuzație că de fapt nu sunt români închisuiți acolo, ci sunt membrii ai familiilor reprezentanților AUR care dau impresia că prinde foarte bine treaba asta. Că de fiecare dată când e o închisuială, mecanismul colectiv te pune în situația de a te gândi, bă, trebuie să fiu și eu acolo la coadă. Când vezi o coadă, te pui și tu acolo. Acum, e posibil să fie ceva de genul acesta, doamna Stoica? E posibil, dar eu totuși sper ca oamenii, e într-adevăr un context sensibil, dar acum, da. Fie suportor ce, inepțiile acestea pe care Simion acum le-a pus și pe hârtie, pentru prima dată de altfel de când are un mandat de parlamentar, n-a depus o inițiativă legislativă, nu și-a mai așternut până acum gândurile pe hârtie, dar sper ca românii totuși să aibă un gram de inteligență și să nu cadem în această capcană. Gândiți-vă că e realist din orice, e nerealist din orice punct de vedere. Deci nici măcar materialele pentru un apartament nu costă 35.000 de euro. Materialele, deci nu... Păi renovezi, doamne, iată, o baie și te costă 20.000, da. Domnul exact, adică... Da. Da. Domnul Rasaliu, dumneavoastră, cred că sunteți beneficiar. Am impresia că pe undeva, așa am eu un miros așa al meu, că sunteți beneficiarul acestei situații. Nu personal, da, dumneavoastră, ci partidul PSD. Da. M-am așezat la coadă și aștept să-mi dau... casă, să vă las casă. Nu în sensul ăsta spuneam, atenție, nu vreau să vă... Am înțeles, doamne ferește, nici nu mă simt... Și în sensul mare, în care... Mare plăcere să fiu la dumneavoastră în emisiune. Da. Românii, să știți că sunt mult mai inteligenți decât își imaginează gânditorii acestui tip de campanie electorală. Dar știți care este chestiunea care pe mine mă dezamăgește profund, profund. Dincolo de apartenența la orice partid politic românesc, pentru că România este o democrație, este formată din partide politice, este bine că se întâmplă așa. După ce se va încheia această campanie electorală, românii clar, cum a spus colega, doamna deputat Stoica,
Românii vor fi dezamăgiți pentru că bineînțeles că nu se va întâmpla absolut nimic din acest proiect mincinos. Știți cine va fi fericit? Domnul Ciolacu va fi fericit. În turul 2 cu domnul Simion va fi foarte fericit. Stați să vă spun că vă rog, spuneți-mi. Să duc ideea până la capăt. Sigur, sigur. Deci românii, indiferent să spun așa, simpatia politică după această campanie electorală, după această țeapă imensă aur, românii vor fi foarte dezamăgiți de politicieni, mult mai dezamăgiți decât sunt în momentul de față. Nici acum nu excelăm într-o simpatie. Numai o secundă, ca să poată să fie dezamăgiți, trebuie în prealabil să ajungă premier domnul Lulea, președinte domnul Simion și să nu se întâmple lucrurile respective. Ferească, Dumnezeu. Păi asta vă spun, nu vor fi în situația de a fi dezamăgiți. Nu. Că nu, această amăgire are ca scop ca domnul Simion să fie în turul 2. Nu să apuce să pună în aplicare chestiile astea, ci să fie în turul 2. Deci mi-am dus ideea ca pe o utopie până la sigur, capăt, da. În cazul în care. Da. Da, dar nu, categoric, nu. Românii sunt mult mai inteligenți decât își imaginează domnul Simion sau gânditorii acestui program al Partidului Aur. Nici vorbă de așa ceva. Nu se poate. Deci nu se pot, le spun românilor cu subiect și predicat, nu se poate să intri în bănci ca președinte al României, presupus președinte al României, și să le cer să staie dobânzile. Banca este o societate comercială. Banca are un acționariat, e o companie privată. Deci nu se poate ca președintele unui stat decât dacă naționalizează. Nu, el a spus altceva. Atenție, banca. Atenție. El a zis că taie dobânzile în sensul că nu vor fi dobânzi. Adică, nu la creditele actuale, ci la viitoare. Președintele României nu are dreptul să intre cu... Sigur că părem stupizi explicând niște lucruri categoric, absolut banale. Categoric. Dar, categoric. Pe de altă parte, v-aș contrazice... Numai o secundă. V-aș contrazice dramatic în privința intelectului poporului român. Dacă e așa românii în mulțimea lor, vom constata, domnule Fenechiu, că 500.000 de români, de cetățeni români, au trimis-o în Parlamentul European pe doamna Șoșoacă, părându-li se o idee grozavă. De aici încolo, sigur că privești cu scepticism la capacitățile noastre cognitive. Niciodată românii nu greșesc. Doamna Șoșoacă probabil că a reușit să acceseze anumite sentimente ale 500.000 de români care au trimis-o în Parlamentul European. Cu siguranță este un eșec al nostru, al partidelor mainstream, care nu am reușit să le reliefăm românilor faptul că o persoană ca doamna Șoșoacă nu face decât rău României în Parlamentul European. Da. Cu siguranță scenariul ăsta se poate repara și se poate repeta și la alegerile parlamentare, când e posibil ca partidele suveraniste, proruse și așa mai departe, să reușească să trimită părți parlamentari în Parlamentul României, ceea ce cred eu este că, pe de o parte, românii care au văzut ce face doamna Șoșoacă acolo și care gândesc în interesul României, vor ști că doamna Șoșoacă nu e de votat. Dimpotrivă, vă contrazic. Oamenii care au trimis-o acolo sunt încântați că de-aia au trimis-o acolo să o pună cu botul pe labe pe această Ursula von der Leyen. Să-i o zică în față. Oamenii sănătoși la cap îi dau seama că doamna Șoșoacă nu poate să pună cu botul pe labe pe președintele Comisiei Europene. Pot să creeze o problemă României, să ducă la izolarea României, să ne creeze probleme pe ceea ce înseamnă bună relație cu Uniunea Europeană. Mm-hmm. Dar una peste alta, ăștia oricum sunt puțini, chiar dacă sunt 500.000, cum spuneți dumneavoastră. Da, domnul Fenechiu, vă întrerup pentru că trăim totuși o situație tensionată la nivel de alegeri prezidențiale. În sensul în care s-a inaugurat în mod aproape oficial, aș putea să spun, domnul Mircea Joană, că în postura de candidat independent la președinția României, și s-a inaugurat cu un scandal cu domnul Ciolacu. S-a inaugurat un scandal cu domnul Ciolacu în sensul în care i s-au cerut niște referințe. Ce a făcut acolo în funcția pe care o deține la NATO, domnul Joană. Domnul Joană, la rândul său, zice, noi nu trebuie să dau eu socoteală domnului Ciolacu ce am făcut eu la NATO acolo, să dea socoteală domnul Ciolacu ce a făcut în funcția de premier, că aveam inflația pe care o avem situația economică dezastroasă, deficitul bugetar și așa mai departe.
Și domnul Ciolacu zice, păi stai domnule un pic, că e angajatul nostru. Nu, noi suntem stat NATO, domnul acesta John este doar un angajat la NATO acolo. Cum adică, de ce să dea socoteală? Să dea socoteală. Noi asta cum vă poziționați APNL în această situație? Cu siguranță fiecare dintre cei doi aflați în polemică au o parte de dreptate în ceea ce spun. Da. Lucrurile nu sunt albe, sunt cenușii. Solomonic, așa. Domnul Ciolacu are dreptate. Da. Domnul Ciolacu are dreptate că domnul Joană, da, poate să ne spună ce a făcut pentru România acolo. Pe de altă parte și domnul Joană îi face niște reproșuri domnului Ciolacu, pe că ei le-au mai făcut și ai noștri, le fac și alți contracandidați. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că, repet, românii sunt inteligenți și nu pot fi induși în eroare. Urmează o campanie lungă. Iar începeți cu românii inteligenți. Nu, sunt inteligent. Sper că aveți probe, spun, faceți acuzații grave. Da. Da, activitatea mea de avocat mi-a relevat că românii au și simțul umorului, au și capacitatea. Păi având în vedere cum ies alegerile, vă spun că era în favoarea românilor. Da, da, voi sunt... și mie, vă rog. Cine vrea să... Domnul Rasaliu, vă rog. Da, da. Bun, sunt de acord cu domnul Fenechiu, vreau să fac niște completări. Cu tot respectul, dar domnul Joana este un funcționar care nu are dreptul la o astfel de retorică atâta timp cât este angajatul Alianței Nord-Atlantice, deoarece instituțional intră într-un conflict de interese cu instituțiile. Deci este un funcționar care intră în conflict de interese cu instituția pe care o reprezintă. Pe de altă parte, din punctul meu de vedere, discuțiile privind revenirea lui Joană în echipa Partidului Social Democrat, pentru că se vehiculează foarte mult lucrul acesta, da, în spațiul public, este un subiect închis înainte ca acesta să fie deschis, să știți. Domnul Joană nu mai este și nici n-a fost o soluție pentru PSD, cu atât mai puțin pentru români și pentru România. Deși ați văzut că domnul Ciolacu a avut un discurs sinusoidal, așa, ba, nu se punea Ciolacu, problema, ba, stai domnul un pic Ciolacu, să vedem. Domnul Ciolacu a avut un discurs și s-a raportat la persoana domnului Joană foarte, foarte de bun simț. Cu mult bun simț a discutat despre domnul Joană ca din punctul de vedere a unui fost președinte al Partidului Social Democrat și aici vin cu o completare și vă spun următorul lucru. Atâta timp cât domnul Joană a fost președintele Partidului Social Democrat, Partidul Social Democrat l-a propulsat în funcția de președinte al Senatului, după care acesta a plecat și a format propria formațiune politică, ca să zic așa, și a încercat să-și scindeze PSD-ul, lucrul acesta nu mă poate convinge absolut nimeni că este o chestiune care ar putea să facă bine actualului Partid Social Democrat sub nicio formă. Drept pentru care concluzionez și vă spun că Mircea Joană, din punctul meu de vedere personal, nu este și nici nu va fi candidatul PSD în alegerile prezidențiale. Pe de altă parte, vreau să evidențiez faptul că domnul Mircea Joană este un funcționar în cadrul Alianței Nord-Atlantice, un angajat care nu trebuie, până nu-și dă demisia de acolo sau până nu încetează mandatul, să vorbească despre prezidențialele din România. Doamna Stoica, s-au pus la cale detaliile întâlnirii spectaculoase dintre domnul Ciucă și doamna Lasconi? S-au lămurit lucrurile? Ce ați mai auzit pe un partid de acolo? Se va produce această întâlnire pe care românii o așteaptă? Nu am informații pe acest subiect, probabil că se va produce, că e inevitabil dacă PNL va dori să se dezlipească la un moment dat de PSD și să avem împreună în țara asta o guvernare de dreapta. Da, a complicat, a spus, a vorbit de curățenie. Ați mai avut-o, ați mai avut-o. În momentul în care a spus curățenie, s-a referit la dezlipirea de PSD, nu la curățenie internă, că aici e treaba fiecărui partid cum își face această curățenie internă. Dar din perspectiva mea, apropo de discuția de mai devreme, e o ipocrizie totală din partea domnului Joană, care a ajuns la NATO susținut de PSD, să vină acum să ne spună că el e un tehnocrat. Păi vedeți că acum v-ați lipit de PSD. Foarte corect. Faceți mare dreptate. Da. Trebuie să dăm dreptate și da, acum realitatea este că într-adevăr noi suntem în continuare campioni la inflație în Europa și aici da, domnul Ciolacu are de dat niște explicații, dar nu e ca și cum domnul Joana are căderea să îi ceară acest lucru aici. Dar la olimpiada asta care debutează azi în Franța nu există și această probă de inflație, că am fi putut să plecăm și de cu o medalie. Domnul Fenechiu, dumneavoastră cum vedeți, ca să închidem subiectul, cum vedeți întâlnirea dintre doamna Lasconi și domnul Ciucă, se va produce?
Vedeți, dumneavoastră, domnul Ciucă e un om educat, da? Care nu refuză și nu are pozitivă dialogul. Doamna Asconi a sărit puțin lanțul bunei credințe și conduitei firești, pentru că în momentul în care ești în poziția în care ești, e bine să te uiți la lungul nasului și nu să tratezi cu superioritate pe președintele Senatului, președintele unui partid de 30%. Domnul Ciuc a fost elegant și a zis, da, probabil vom discuta o dată, până acum n-am apucat să discutăm. În politică e bine să nu spui niciodată, niciodată. Aș vrea să-i spun, doamne Stoica, un lucru. Da, scurt. Problema nu e dezlipirea PNL-ului de PSD. Eu, din câte mi-amintesc, partidul care s-a dezlipit de PNL este USR-ul, care a formulat o moțiune de cenzură împreună cu AUR, cu George Simion, cu Târziu, cu Șoșoacă, împotriva guvernului PNL-USR-UDMR. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că să-mi vin un userist să-mi spună că PNL-ul se dezlipească de USR, pe cuvântul meu că chiar pare a fi o ofensă. 30 de secunde, doamna Stoica. Domnule Senechiu, știți foarte bine că ne-am asumat împreună în momentul în care am intrat la guvernare un program pe care PNL nu a vrut să respecte. Eu sunt conștient de fapt că nici PSD-ul nu și-a dorit foarte mult acest lucru, dar a pus în prim plan, ca și PNL-ul de altfel, interesul României și cred că e normal să terminăm această guvernare. Păi ce fel a pus în prim plan interesul României? Că România o Vă rog. Vă rog. Nu cred că în momentul de față problema este ca noi să ne lepădăm de PSD. Nu prea mai avem timp. Pentru că una peste alta am avut o guvernare asumată. Domnul Ferechiu, trebuie să ne asumăm o pauză de publicitate. Să-i dăm prilejul domnului Astaliu. Problema României a fost această guvernare. Am avut divergențe, că am avut fricțiuni. Da. Domnul Ferechiu, numai o secundă, trebuie să luăm publicitate. Cred că e normal. Nu ne aude, domnul Ferechiu. Care nu ne aude, că vorbește într-una peste noi, dar așa vorbește ce domnul Fenechi, nu ne auziți? În care România duc din ce mai prost. Dacă e cineva lângă domnul Fenechiu să-i facă din program. Da. Gata, nu mai am timp, mă predau. Mulțumim, domnul Fenechiu, doamna Stoica, domnul Asaliu, pauză și ne întoarcem. Bună România! Conflict la nivel înalt în cadrul NATO. Putem să stabilim lucrurile în felul acesta. Avem un lider NATO, Mircea Joană, certându-se cu un lider al unei țări NATO, domnul Ciolacu, certându-se cumva pe zona aceasta în care trebuie să dea socoteală și unul și celălalt în legătură cu ce au făcut. Despre asta vom vorbi după o scurtă pauză, să vedem cine are dreptate, de partea cui este dreptatea. Vor veni aici la masă cu această ediție specială, se vor așeza așa, Dragoș Mușat, zis Tetelu, și George Râpă, vom sta de vorbă și vom lămuri aceste probleme și multe altele. Pauză, ne întoarcem. Bună România!